prietenul meu și eu l-am pierdut când a fost fuziunea aia între PNL și PD, atunci au fost primari în funcții să candideze, a fost povestea candidată a Ciobăniței, el a mers și a câștigat în altă parte, dar era omul crescut de mine, adică pentru zonă. Care credeți că e viitorul politic al lui Cătălin Fluturu dacă nu va fi pe list, pe loc eligibil la parlamentare și funcție în administrație nu mai are? Cătălin Fluturu nu va pleca din Partidul Național Liberal. Nu trebuie subestimat. Dar Cătălin Fluturu poate ocupa un post de secretar de stat, Cătălin Fluturu poate fi într-o funcție publică oricând și o face profesionalist. Singurul lui defect, care pot să-l consider defect, este că nu a ieșit să-și facă campania. A fost prea plin de sine și a crezut că el câștigă stând în birou. Și eu spun și în față, i-am spus și în față, nemunca nu te duce la câștig. Degeaba rămân proiecte de zeci de milioane de euro în urma lui, pe care o să le fructifice și Cosmin Andrei, care o să se laude că el le-a făcut. Primarii PNL au un candidat favorit pe listă? Domnul Loieru sau e susținut de toți Da, primarii? pentru, pentru că eu m-am retras, este candidatul primarilor este Danul Loieru. Nu numai că am ieșit zona pe primul loc, deși noi puteam să fie emis pretenția că vrem primul loc. Nu, noi am spus candidatul primarilor, pentru că noi când am plecat la drum, așa configurasem. Eu să fiu candidatul primarilor, de asta am și venit la primărie, să merg ca și candidatul primarilor. Atunci am spus nu, o să meargă Danul Lăieru. De ce nu l-ați rupt pe Cătălin Flutur pe locul 2 la deputați? Păi cei ce pierd mai vor să fie pe listă? Asta e întrebarea. Cei ce pierd nu poți fi. Când ești câștigător, primești tot. Aia e politică. Când pierzi, trebuie să-ți întrebi de ce ai pierdut și să mergi acasă.